Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi despre suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare prealabile. Dacă unui angajat i-a fost suspendat contractul de muncă pe durata cercetării disciplinare, timp în care s-a făcut inventarul bunurilor avute de către acesta în gestiune, pentru 30 de zile acestuia îi se poate prelungi perioada de suspendare a contractului pe motiv că nu s-a finalizat inventarul? Iată soluția oferită de specialiștii portal codulmuncii.ro. Potrivit articolului 52 alineatul 1 litera A din Codul Muncii Republicat, contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului pe durata cercetării disciplinare prealabile în condițiile legii. Alineatul 2 din același articol prevede că în cazurile prevăzute la alineatul 1 litera A și literele A și B, dacă se constată nevinovăția celui în cauză, salariatul își reia activitatea anterioară și îi se plătește în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale o despăgubire egală cu salariul și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspenderii contractului. Totodată, articolul 251 alineatul 1 din Codul Muncii Republicat stabilește că sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția celei prevăzute la articolul 248 alineatul 1 litera A, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Așadar, angajatorul are posibilitatea de a suspenda contractul de muncă al salariatului cercetat pe perioadă cât durează cercetarea disciplinară. Alte dispoziții legale în ceea ce privește condițiile sau limitarea duratei de suspendare a contractului individual de muncă nu sunt stabilite de lege. În ceea ce privește perioada pe care urmează să fie suspendat contractul individual de muncă, textul de lege nu a determinat în concret acest lucru, ci doar că suspendarea se poate dispune pe durata cercetării prealabile, adăugând doar sintagma în condițiile legii. Însă, angajatorul nu va putea dispune suspendarea decât în măsura în care aceasta se bazează pe criterii obiective, este dispusă cu bună credință și este necesară pentru asigurarea cercetării prealabile corecte a abaterii săvârșite de salariat. În caz contrar, în eventualitatea contestării de către salariat a măsurii dispuse împotriva lui, angajatorul putând fi găsit vinovat de săvârșirea unui abuz de drept împotriva salariatului. De aceea, în ceea ce privește suspendarea contractului individual de muncă a salariatului cercetat, decizia îi aparține în mod exclusiv angajatorului și se va lua de la caz la caz în funcție de împrejurările concrete care impun suspendarea contractului individual de muncă, neprelungindu-se suspendarea acestuia dincolo de necesarul desfășurării cercetării prealabile. Potrivit articolului 252 alineatul 1 din Codul Muncii Republicat, angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în forma scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Teoretic, durata cercetării prealabile nu poate depăși prin urmare 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, așa încât, în raport de dispozițiile articolului 52 alineatul 1 litera A din Codul Muncii Republicat, coroborat cu articolul 252 alineatul 1 din Codul Muncii Republicat, apreciem că efectuarea cercetării disciplinare prealabile și deci a suspendării contractului individual de muncă pentru efectuarea acestei cercetări nu poate depăși termenul de 30 de zile calendaristice. Față de aceste considerente, apreciem în speță că salariatului nu îi se poate prelungi perioada de suspendare a contractului pe termenul de 30 de zile calendaristice.